Am venit la Odorheiu Secuiesc cu gânduri profunde de pace. Am venit însă aici să cântăm imnul național, pentru că, din păcate, în acest oraș imnul național se aude foarte rar. Iar noi mergem întotdeauna acolo unde este mai greu, pentru identitatea românească. La Odorheiu, la Târgu Secuiesc, la Sfântul Gheorghe, în Harghita, în Covasna, în general, dar și în celelalte părți ale Transilvaniei, acolo unde considerăm noi că identitatea românească nu este atât de bine reprezentată. Imnul național al României a răsărit din luptele moșilor și strămoșilor noștri, a răsărit din oasele și sângele lor. Imnul național al României vine din marile glorii ale armatei române. Imnul național vine de la Valea Uzului, vine din primul război mondial, din al doilea război mondial, de peste tot, acolo unde noi ne-am câștigat libertatea de a fi români. Suntem aici români din Brașov, din Covasna, de la Sfântul Gheorghe, de la Valea Mare, români din Bacău, de la Moinești, români din București, români din Franța, români de pe întreg cuprinsul țării, de la Cluj. Bine ați venit cu toții, bine ne-am găsit cu toții în inima României. Pentru cei cărora nu le este foarte clar, gestul nostru de la Tușnad Băi nu a fost unul împotriva etniei maghiare. Nu suntem împotriva etniei maghiare. Suntem împotriva politicii desfășurată de Ungaria, politică referitoare la autonomia Transilvaniei, suntem împotriva aceeași politici desfășurată de UDMR, care țintește la fel autonomia ținutului, așa zisului ținut secuiesc, dar nu numai. Deci nu avem nimic cu etnia maghiară, ci avem ceva împotriva politicii care urmărește destructurarea statului național unitar român. În continuare, îi invit pe copiii din corul Resurrectio să ne cânte câteva melodii patriotice, pe care vă rog să le ascultați cu drag, pentru că le auziți foarte rar și sunt foarte frumoase. Iar după aceea, îl avem invitat și pe domnul Pompiliu Diplan de la Starea de Libertate, care ne va rosti și el câteva cuvinte. Copii, aveți cuvântul. Veniți aproape că nu mușcăm. Coarda și liber din columnă, prin băși peteșuieră în vânt, aduc cu ei sărutul libertății și-al permanenței ceră sună-n cânt. Coboară la cei liberi din columnă, prin băși și peteșuieră în vânt, aduc cu ei sărutul libertății și-al permanenței ceră sună-n cânt. Când auzi de ghiu și bai, pune șeile pe cai, să cântăm în vechiul drag. Și de fi, se aude tropotul de cale-n noapte,
cu-n mii de lanțuri, ce ne-au robit mereu de-atâtea ori. Suntem urmași de dar și suntem liberi, căci libertatea ne-a fost fructul lor. Murind am rupt în veac cu-n mii de lanțuri, ce ne-au robit mereu de-atâtea ori. Când auzi de ziul și bani, pune șeile pe cai, și vai, pune șeile pe cai, să cântăm în vechiul grai, surai, surai și nohai. Îl invit la microfon pe prietenul nostru, colegul nostru de proteste pentru libertate de la București, Pompiliu Diplan. De la Starea de Libertate. Doamne ajută, frați români, o mare bucurie să fiu aici între copiii ăștia îmbrăcați așa frumos, mă iertați că eu sunt îmbrăcat ca un inginer de sunet. Astăzi l-am ajutat pe Mihaicu Equalizerul nostru. Sper să-i făcut o treabă măcar de nota 7. Ne iertați dacă n-a fost senzațional. Da? Rădăcinile noastre ale Stării de Libertate sunt naționaliste. E o mare bucurie să slujim alături de calea neamului într-o problemă delicată legată de persistența neamului românesc pe acest Transilvania, pământ românesc. Foarte frumos spus, un lucru este, rămâne etern Transilvania, pământ românesc. Suntem 100% de acord. Mesajul nostru întotdeauna va fi însă și de ordin internațional, ca să spun așa, atât pe români, cât și pe unguri, cât și pe toată lumea. Ne interesează faptul că suntem conduși de niște holograme și trebuie să păstrăm unitatea și să nu ne luăm în serios liderii noștri care ne călăuzesc pe o cale a sclaviei. E o luptă și un război mondial care se desfășoară pe verticală, nu între noi pe orizontală, nu între țări, nici măcar între superputeri, după părerea noastră. E un război care se desfășoară între bogații lumii, cărora le place să fie cât mai puțină lume pe plajă, și noi, ceilalți, oamenii de rând, care am vrea să trăim niște vieți normale. Trebuie să păstrăm unitatea în această luptă, pentru că altfel alții ne vor lua înainte. Sistemul întotdeauna își deleagă propriilor oameni care să ducă așa zise lupte cu noi, de partea noastră, ca să ne acopere, sau împotriva noastră, cum a fost declarația lui Adrian Severin, stupidă până la Dumnezeu, cum că bannerul tău, Mihai Târnoveanu, n-ar fi fost oportun, ci că noi trebuie să fim mai civilizați cu oamenii politici, mai civilizați cu Laszlo Tökes. Ba chiar și-a pus o poză cu Laszlo Tökes. Acest intelectual nou devenit de răsărit, până acum a fost de apus. Până acum a fost cu NATO și de dragul NATO a insistat ca România să cedeze Herța și Nordul Bucovinei, să cedeze pretențiile pe care le are în fața Ucrainei de dragul de a intra în NATO. Are acum tupeul să vorbească de suveranism. E unul din partida suveranistă al minter de partea noastră în problema pandemiei. Dar nu e suficient să fii de partea noastră dacă nu ești de partea noastră și în rădăcini. E foarte important și nu ești de partea adevărului. Vreau să vă încurajez să aveți discernământ, să vă uitați la oameni și la rădăcinile lor, nu numai la ce spun, că așa ne e ușor să ne aliem cu circumstanțial. Eu nu sunt aliat circumstanțial cu Mihai Târnoveanu, eu de când l-am cunoscut pe el am zis, omul ăsta este sincer în tot ceea ce face. Uneori diferim la nuanțe, el n-a vrut, de exemplu, să semneze petiția noastră, românii vor neutralitate, nefericit numită, românii vor neutralitate, eu nu ziceam acolo să devenim pur și simplu neutri, mă referam să ieșim, să rămânem departe de acest conflict. Dacă diferim uneori în nuanțe, în adâncul nostru, suntem uniți. Deci trebuie să rămânem uniți și trebuie să-i scanăm pe cei care se bagă și se lipesc alături de noi, că de obicei sunt infiltrați, sunt securiști, sunt SIE, sunt SRI. Mi-e teamă că am vorbit prea mult. Succes! A fost o bucurie să ajut cu ce am putut să ajut Mihai Târnoveanu și felicitări și pentru acest eveniment. Doamne ajută! Mulțumesc, Pompiliu Diplan! Dacă va fi nevoie, sper ca din toamnă încolo să nu mai fie nevoie, ne vom revedea pe marile scene de la București, la marile meeting-uri, în aceeași luptă pentru libertate.
Revenind la imnul național, imnul național ne dă nouă libertatea de a fi români. Imnul național reprezintă fiecare pas al oștirii armatei române. Imnul național reprezintă lacrimile bunicilor noastre care îi așteptau să se întoarcă cu bine de pe front pe bunicii noștri. Imnul național înseamnă și Avram Iancu, și Horea, și Ștefan cel Mare, și toți voievozii, luptătorii și domnitorii acestui pământ. Imnul național înseamnă lupta pentru libertate a luptătorilor anticomuniști din munți. Imnul național înseamnă sfinții închisorilor. Imnul național înseamnă fiecare os zdrobit în lupta pentru România, pentru neatârnarea națională, pentru adevărata suveranitate. Nu vom pregeta niciodată să apărăm acest timp, să apărăm steagul tricolor, să apărăm credința ortodoxă, cele trei repere fundamentale ale națiunii române, care alături, bineînțeles, de familie, clădesc o națiune, clădesc o societate normală, o societate sănătoasă.